Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, frați și surori, spunea împăratul David, prin cuvântul Domnului, psalmul 40, cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, măriți să fie Domnul! Amin. Am dorit să îi mulțumim Domnului, dragii mei, și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să avem întotdeauna o inimă în care să-L glorificăm pe El din toată inima. M-am gândit de multe ori la un lucru foarte important. Nu știu dacă fiecare dintre noi ne-am gândit la un aspect important. Suntem cea mai extraordinară ființă creată de Dumnezeu. Noi oamenii. Pentru că suntem singuri creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și de aceea noi trebuie să-i mulțumim Domnului și trebuie să ne bucurăm de lucrul acesta în fiecare zi. Dacă ne uităm la trupul acesta pe care Dumnezeu l-a creat cu atâtea mădulare importante, funcționabile, una mână-mână cu cealaltă, cât de minunat ne-a creat Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, însă, biserica care este trupul Domnului, tot astfel Dumnezeu o format, o slăvit să fie numele Domnului. Mădular cu mădular în parte, să fim un trup care să funcționeze bine. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi. Suntem fiecare dintre noi chemați de Dumnezeu ca să Îl slujim pe Dumnezeu. Și aș dori ca Dumnezeu să ne dea putere la fiecare, ca să Îl slujim din toată inima, că se merită lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori în această seară, în câteva gânduri, frați și surori, cu ajutorul Domnului să citesc din cuvântul Domnului, psalmul 116, un cuvânt care cuprinde 19 versete și aș vrea să le citesc pe toate, ca de astfel tot cuvântul lui Dumnezeu, care este plin de putere și dătător de viață, am dorit în această seară să ne vorbească nouă tuturora și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Atâta timp cât noi suntem doritori, suntem deschiși pentru cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu are ceva de vorbit pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Dacă ne uităm în jur, dacă ne uităm și de multe ori și de la copii avem de învățat, de multe ori și din anumite situații împrejurări avem de învățat dacă ne lăsăm învățați. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi. Citesc cuvântul Domnului. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și a zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum vor răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău, robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul. Amin. Dragii mei, citeam acest cuvânt. Îmi place atât de mult și sunt atât de legat de acest cuvânt pentru că are lucruri importante pe care Dumnezeu le-a făcut și le face pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, dragii mei. Omul lui Dumnezeu spunea, iubesc pe Domnul. Iubesc pe Domnul.
Pentru că Domnul a făcut lucrări mărețe în viața mea, slăvit să fie numele Domnului. Este cineva care poate să zică mie, Dumnezeu nu mi-a făcut niciun bine. Însă prin faptul că existi, Dumnezeu e minunat, slăvit să fie numele Domnului. Și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Dragii mei, aș vrea în această seară în câteva gânduri. Trăim într-o societate, trăim într-o lume în care vrem, nu vrem, ne place sau nu ne place, cu toate că nu prea ne place tuturora. Fiecare dintre noi am vrea să avem un nume, așa, să ni se spună domnule primar, domnule patron, da? Și în familie de multe ori să fii doamnă, să fii domn, însă Biblia ne spune că în familie trebuie să fii soție și mamă, soț și tată. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare! Că atunci când au început problemele acestea de doamnă și de domn, atunci familiile au început să se clatine. De aceea mă rog în această seară ceea ce spunea fratele Marius în această seară. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem fiecare poziția noastră în Scriptură, ca și bărbați și în familie în același timp. Și surorile, poziția lor în Scriptură și în familie în același timp, slăvit să fie numele Domnului. Este un lucru foarte important. Ca să nu încurcăm prioritățile, ca să nu le inversăm, dragii mei, și bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Știți ce se întâmplă dacă la un sens giratoriu trebuie să o iei pe prima la dreapta ca să ajungi în locul în care trebuia să ajungi și o iei pe a doua sau pe a treia, nu mai ajungi. S-ar putea să trebuiască să faci mult ocol, nu? De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze, ca fiecare să ne înțelegem rolul nostru în familie și în Scriptură. Spuneam, dragii mei, că trăim într-o societate în care, vrem, nu vrem, noi suntem robi. Și am zis, nu prea îmi place. M-am uitat la Sfinții Apostoli și apreciez atât de mult. Este Petru, este Pavel, Iacov. Nu spune așa, scoate eticheta și zice, eu sunt X. El spune așa, Petru, Pavel, Iacov, rob și apostol al lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Din momentul când Dumnezeu ne-a chemat la pocăință, dragii mei, noi suntem robi pentru că avem stăpân, Doamne, slăvit să fie numele Tău, că l-avem pe Dumnezeu un stăpân bun, lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, și spuneam că vrem, nu vrem, noi suntem sau trebuie să fim robi. Însă în această seară aș vrea să, în câteva gânduri, să vorbim despre robi ca și modele bune. Că negative sunt multe. Că negative nu mai vorbim. Că suntem aici. Și mulți dintre noi suntem robi. Dar nu doar ai lui Dumnezeu. Și e păcat și e trist lucrul acesta. Domenii pot fi multe în viața noastră în care noi să nu mai fim nici ai noștri măcar, nici ai lui Dumnezeu. Dar în această seară Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, ca noi să fim robi, dependenți de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Oamenii în care să avem o relație cu Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Cea mai perfectă relație noastră cu Dumnezeu este aceea când stai în genunchi sau în picioare, indiferent de situație, te rogi lui Dumnezeu, în care citești cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam într-o altă împrejurare, știți cât de mult îl iubim noi pe Dumnezeu? Probabil mulți dintre dumneavoastră nu veți fi de acord cu mine. Știți cât îl iubim pe Dumnezeu? Că stăm pe genunchi sau că citim Scriptura. Nu e așa? Acum s-a schimbat tehnologia. Când eram altă dată și primeam o scrisoare de la cineva drag, nu o luam așa din cutia poștală și o aruncam undeva acolo, lasă că am eu vreme. O luam, o deschideam cu atâtea emoții, să vedem ce ni se spune acolo și o citeam și o mai citeam și o mai citeam, puneam acolo, iarăși o luam și de multe ori o citeam pentru că venea de la cineva drag și ne erau adresate anumite vești, anumite cuvinte frumoase care ne bucurau de la distanță. Nu este așa, dragii mei? Nu este așa? Dragii mei, Hristos ne-a trimis această scrisoare de dragoste, în care citind această scrisoare, rugându-ne, vom avea viață slăvit să fie numele Domnului. Cu cât ne neglijăm, cu cât pierdem, dragii mei,
Dar doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Deci, dragii mei, robul lui Dumnezeu, că noi suntem robi, că nu facem decât ceea ce suntem datori, spune cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Altădată eram robi în această lume. De bună voie am acceptat Dumnezeu să ne scoată din lumea aceasta. De bună voie i-am spus, pe mine nu m-au forțat frații. Nu m-au forțat nimeni, mă, vină la pocăință. Vină forțat că dacă nu ți se întâmplă ceva. Nu, dragii mei. Am stat 20 de ani în lumea aceasta. Și am trăit cum am trăit, pentru că am fost orfan. Tata nu prea a avut grijă de noi, așa. Și am făcut ceea ce mi-a trecut prin cap. Însă la vârsta de 20 de ani, am realizat că viața este pierdută fără Dumnezeu. Am realizat că deja eșecul în viață este mare. Cu toate că mi-aș fi dorit să am o familie, să am o viață binecuvântată, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, am înțeles multe lucruri. Însă, dragii mei, spuneam că nimeni nu m-a forțat. De bună voie am spus, m-am ridicat în picioare în biserică și am zis, fraților, de astăzi vreau cu dumneavoastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, să-L urmez pe Dumnezeu. Și slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă spun că atât de bine este cu Domnul. Chiar și în încercări și necazuri, știți că atât de bine este cu Domnul? Că ai cui să-i plângi necazul, ai cui să-i ceri ajutorul. Este cel mai important, dragii mei, l-am văzut pe Dumnezeu mare. Când trebuia să vină ambulanța acasă și nu avea timp, l-am chemat pe Dumnezeu în casă și Dumnezeu o lucra slăvit să fie numele Domnului. De aceea noi trebuie să depindem de Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Nouă ni se pare că putem face multe lucruri de unii singuri, dar dacă o secundă ne-ar lăsa Dumnezeu, ar fi vai de noi. Ar fi vai de noi. De aceea vă îndemn și ne îndemnăm în această seară. Doamne, ajută-ne să fim robii Tăi cu adevărat, care să ascultăm de Tine, care să facem ceea ce vedem la Tine și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Dragii mei, este important să ne rugăm, este important să citim cuvântul lui Dumnezeu. Însă ca și robi, noi trebuie să împlinim voia lui Dumnezeu în viața noastră. După ce am cunoscut voia lui Dumnezeu, noi trebuie să împlinim în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Știți care este voia lui Dumnezeu? Care este voia lui Dumnezeu? Să venim la biserică, e ok, bine, slavă Domnului. Să citim, să ne rugăm, slavă Domnului. Dar știți că este un domeniu important al vieții noastre, în care Biblia spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare. Și Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem, dragii mei. Trăim într-o lume și în domeniul acesta în care oamenii vor tot mai sus, tot mai pe podium și este atât de mult îngrămădit locul 1. Însă locul de jos este de dorit de multe ori. Însă Hristos nu se uită acolo, Hristos se uită acolo. Dacă ție îți place să fii acolo, ești din evidența lui Dumnezeu. Dar dacă îți place să fii acolo jos, ești în evidența lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi. Cu cât ne vom sfinți mai mult, cu atât vom fi mai aproape de Dumnezeu. Dar sfințirea aceasta trebuie să fie practic și nu doar teoretic, dragii mei. Că venim din România, dintr-o țară care după statistică, 99% este declarată creștină. Și am fost cu un sondaj de opinie prin unele localități, cu unii frați, să mai discutăm cu oamenii. Și mulți au zis, da, suntem creștini, dar la biserică de când ai mers? Oh, dar te rogi, n-am vreme. Dar unele lucruri, să citești Biblia, să citești, no, noi nu avem dreptul acesta. Dragii mei, suntem creștini, dar să nu fim cu numele, ci să fim în faptă și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Apoi, dragii mei, robul trebuie să fie în același timp și un model bun, pentru că are un mentor, are un stăpân bun. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi, ca la stăpânul nostru
Să nu-i fie rușine cu noi, cum nici nouă n-ar trebui să ne fie rușine cu stăpânul nostru. Vouă vă mai este rușine să umblați cu Iisus? Ha? Să spuneți că sunteți pocăiți? Ne este rușine? Nu? Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare! Să nu ne fie rușine că noi suntem fii de împărați în același timp, slăvit să fie numele Domnului! Și bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze! Dragii mei, noi suntem cei mai bogați oameni de pe acest pământ. Chiar dacă nu avem mașina cea mai tare, casa cea mai, da? Contul cel mai bun în bancă. Însă, avem o moștenire nestricăcioasă, păstrată în ceruri pentru noi, slăvit să fie numele Domnului. Noi aici trăim așa cum trăim, că de multe ori suntem încercați, de multe ori prin probleme, de multe ori ispitiți, însă vine o zi când, dragii mei, dacă rămânem împreună cu Dumnezeu, vom părăsi lucrul acesta aici. Spuneam la mormântări, obișnuiesc să spun lucrul acesta, mă mir că de multe ori oamenii, și noi de multe ori, iubim pământul acesta, unde auzi numai ambulanța, numai poliția, numai pompieri, numai atâtea necazuri. Când te întâlnești cu unul, spune câte diagnostice are. Și te îngrozești de multe ori câte lipsuri, câte probleme are. Și totuși la oameni le plac lucrul acesta. Însă, dragii mei, Dumnezeu le-a făgăduit că într-o zi, cei care îl ascultă vor părăsi toate aceste lucruri. Și în cer este cea mai perfectă bucurie, stare, fericire, slăvit să fie numele Domnului. Doamne, ajută-ne pe toți să fim robii Tăi aici pe pământ, ca într-o zi să stăm alături de Tine, Doamne, să ne bucurăm împreună cu Tine, Doamne, de veșnicia care Tu ne-ai pregătit-o, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dar, dragii mei, ca să fim modele bune, ne costă, dar se merită prețul. Spunea un frate o întâmplare într-o localitate cu ani în urmă. Un băiat de unui primar s-a împrietenit cu un băiat de pocăit și în prietenia lor au mers, mâncau împreună, se jucau împreună, au mers la biserică împreună și la băiatul ăsta a început să-i placă. Într-o zi s-a dus acasă și a zis lui mama, mama, eu mă pocăiesc. La care mama, soția primarului, a spus, știi ce? Dacă află tata, ne omoară pe amândoi. Mama, eu mă pocăiască. Și pe ascuns a încheiat legământ cu Dumnezeu. A venit vremea alegerilor la care au venit câțiva oameni la domnul primar și au zis, de data aceasta vei pierde alegerile. De ce? Păi nu știi că băiatul tău ne-a făcut de rușine. Cum? S-a pocăit, nu cred. Du-te acasă și cercetează. Și l-a chemat pe băiat și a zis, vină încoace. Mă, te-ai pocăit? Da. Mă, ce ți-o trebuit ție, mă? Mă, te-ai stricat, ai nebunit, mă. Mă, hai încoace. Deschide dulapul cu haine. Uite numai haine de firmă, numai papuși de firmă. Ce ți-o trebuit ție, mă, tu să te lași? La care băiatul i-a spus, tată, te iubesc, dar de Iisus nu mă las. Și în momentul acela, domnul primar l-a lovit cu o palmă și băiatul a căzut cu capul de un calorifer și a intrat în comă. A mers la spital și tata, așa cum știa el, făcea o rugăciune lui Dumnezeu, măcar băiatul odată să mai deschidă ochii. Și minunea s-a întâmplat, a deschis ochii și tata în genunchi la pat îi spune la băiat, tati, mă ierți? Te iert, tati. La care băiatul îi spune mai departe, tata, eu să plec la Domnul Iisus. Însă am o rugăminte. La mormântare, să nu mă îmbraci cu hainele de firmă. Vezi în debara acolo că am un costum care mă duceam la pocăiți. Și un alt lucru, când ajungi în centru cu cortegiul funerar, să aștepți acolo să vină tinerii de la pocăiți, să cânte o cântare. Și cântarea era, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Au trecut timpul, băiatul a plecat la cele veșnice, a venit ziua mormântării, au ajuns acolo în centru. Domnul primar a oprit tot cortegiul funerar
Și a spus, nu plecăm de aici până nu vin băieții de la pocăință să cânte o cântare, că aceasta era dorința fiului meu. A venit, ori cântat o cântare, a mers la cimitir. Și după ce băiatul a fost înmormântat acolo, când a început să dea pământ pe acel sicriu, i-a fost zdrobită inima. S-a aruncat în genunchi și a zis, opriți-vă, nu mai suport. Vreau cântarea fiului meu să fie și cântarea mea. Și-a renunțat omul la poziție, a renunțat la funcție, a renunțat la tot și l-a urmat pe Domnul. Prețul a fost mare, dar s-a meritat slăvit să fie numele Domnului. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute, dragii mei, chiar dacă ne costă. Dar să știți că prețul, spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel, suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Slăvit să fie numele Domnului. Se merită, dragii mei, pentru o perioadă scurtă. Să fim realiști. Dacă ne ducem cu o boală la domnul doctor sau la doamna doctor și ne spune anumite restricții, dar le facem toate și încă și mai bine să ne facem bine. Dragii mei, însă Dumnezeu nu ne-a spus prea multe reguli și grele, ci doar să fim aproape de Domnul, să împlinim voia lui Dumnezeu, să fim ascultători de Domnul și astfel Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va ajuta să ajungem în împărăția Lui. Doamne, binecuvântă-ne pe fiecare dintre noi. Iubesc pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să-L iubim pe Domnul. Din toată inima, că cu cât îl iubim mai mult pe Domnul, cu atât și Dumnezeu ne va iubi mai mult, slăvit să fie numele Domnului. Că de fapt, mai întâi să-L iubim noi, ne-a iubit El, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, uitați-vă în urmă, cei care ați venit din lumea aceasta. Priviți ce ați lăsat în urmă. Dacă nu ne-ar fi scos Dumnezeu de acolo, ce s-ar fi întâmplat? M-am întâlnit cu colegi de-ai mei care au întâlnit multe probleme în viață, despărțiți unii dintre ei, rămași cu copii, familii destrămate. Însă, noi le-am fost mai buni. Dar este harul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne dea putere să fim robi și ascultători de Domnul. Slăvit să fie Domnul. Amin.